Doamnă și domnule, bine v-am regăsit. Poveștile României, adică o emisiune ca și cum am stat pe o bancă, cum stăteau babele pe vremuri și am povestit despre toții care merg pe drum. Numai că acum, în loc să povestim despre una și despre alta de pe drum, povestim noi despre alt drum. Drumul României în lumea civilizată. Plin de gropi, din păcate. Vă arăt aici o revistă. Știi ce asta? Asta e revista Piaței de Vechituri din Paris. Piața de Vechituri din Paris se ține fiecare zi. În 4 ore, eu am fost sâmbătă acolo, sâmbătă trecută, în 4 ore de mers repede, am făcut cam un sfert din târgul ăsta. Găsești tot ce vrei. Eu, sincer, mi-am luat un chiclazău, un fier de la de călcat vechi cu cărbun. La prețuri, atenție, cam jumătate din cât le-aș lua aici. Tot felul de clești de șemineu și la o treime din cât costă aici prin tot felul de magazine de alea mari. Și m-am gândit așa, bă, dacă Parisul și aproape orice orășel, oraș mare, comună mai răsărită în Occident, are câte un, în Germania se numesc Flohmarkt, aici Marché Opus, adică piața purecelui. Vine lumea în fiecare zi sau o dată pe săptămână, într-un spațiu amenajat cât de cât, să nu vă închipuiți că nu sunt de aia cu pături, de pe pătură mi-am luat chiclazău, și pur și simplu se creează o lume în lume. Adică detensionezi nebunia aia zilnică de du-te la serviciu, caută mâncarea zilnică, du-te să plătești meditațiile lui fiul tău, fă aia. Practic e un debușeu social de excepție. Și m-am gândit așa, cum ar fi dacă în Cluj, în Iași, în orașele mari, în București, pui la dispoziție un spațiu, gratis sau un leu, dacă vrei, pe lună, și chem niște oameni și zici, bă, fără aiurel cu haine vechi, decât dacă sunt de epocă, o să vă arăt acum, uite, așa arată hainele de epocă din 1600 și 1700 și 1800, le găsești în Paris, costă câteva mii de euro, că sunt de epocă, se închiriază pentru filme, pentru teatre. Cum ar fi dacă în orașele din România primăriile ar pune la dispoziție un spațiu și în care vine lumea cu un tablou de acasă, cu un chiclazău, pe care îl cumpăr eu, evident, cu mai nu știu ce robinet vechi, cu chestii care merg nu neapărat către antichitate, dar merg către vintage. Știi? Sunt o grămadă de parcări, cel puțin în Cluj, care nu sunt exploatate la maxim. Tată, ia parterul ăla de la, ia chestia de la parter, și dă oamenilor. Și o să vezi că o să meargă pensionari, elevi, o să meargă cu școala să vadă nu știu ce, o să mă duc eu, în mod evident, și atunci detensionez. Și despre toate astea vorbim cu Șerban Țigănaș, care e și președintele Ordinului Arhitecților din România. Bine ai venit, Șerban! Bine te-am găsit, Savina! M-am întors bolnav de acolo, că mi-am dat seama ce putem face și noi. Bolnav și de plăcere, probabil. Bolnav de plăcere, dar bolnav și cu poftă, mă gândesc. Cu poftă și, da, și cu dorința. Mă, și noi putem face chestia asta. Hai să ne amintim de Negren, târgurile mari de la Negren. Târgurile în care găsim, nu știu, vârterniță de 100 de ani. Acolo poți să faci un astfel de spațiu, în fiecare oraș din România, în care să-ți facă plăcere să te plimbi printre vechituri. Mai e o chestie cu 5 lei, mai e o chestie cu nu știu cât. Dar eu cred că vorbim despre a le face mai bine, că mugurii ăștia există. Nu suntem pe sec. Adică există o tradiție și în Cluj, și în alte părți de piață de vechituri. Există piețele astea volante, sigur, pe alimente, pe legume, fructe și așa mai departe. Dar au ceva în comun cu mișcarea asta temporară, cu dusul în cartiere, deci neconcentrat doar în niște locuri fixe. Dar uite că treaba asta, după mine, au furat tot molurile, nu? Da. Care profită de faptul că sunt un loc de ăsta de o răscruce imensă în care se adună oameni din mai multe județe. Și iată că în holurile din moluri apar și forme de târguri de genul ăsta care probabil nu și-au locul acolo. Poate ar putea să regenereze locuri uitate sau locuri locuri în care nu merge nimeni sau ar putea să vină. Locuri mai aproape de casă, locuri mai aproape de intimitate, locuri în care te simți nefilmat, da, să zic așa. Am văzut în Cluj, de exemplu, sunt piețele alea o dată pe săptămână și de acolo mi-am luat un jug de boulean, să înveți boii tineri să meargă în jug, ștanțat 1880, cu 100 de lei. Omul ăla, dacă era într-un spațiu
cât de cât, nu amenajat cu lumini și umbre, cu tot felul de chestii, dar așa, să nu plouă, l-am luat de pe pătură. Omul ăla cred că ar veni în fiecare zi, pentru că toată lumea are acasă câte ceva. Bă, da, acasă l-ați convins. Există cerere, există ofertă. E așa de greu să înceapă un astfel de proiect? Fiecare loc, fiecare oraș mai răsărit. Nu cred, trebuie să-l vrei și trebuie probabil să-ți dai seama cât de mult beneficioare, pentru că dacă astfel de târguri sunt precare, cum sunt la noi, probabil că o parte bună din oamenii care s-ar duce acolo le evită tocmai datorită acestui sentiment de încropeală, de lucru slab, să zic Selectezi așa. Tu, da. Ca primărie. Dom'le, n-aveți ce căuta cu papuci vechi. A, nu mă refer la marfă, mă refer la condiții, că până la urmă ce se vinde acolo tot va face sau nu clienți. Da, dar corect. Locul în care se întâmplă treaba asta trebuie, cred, să fie civilizat. Deci oamenii să aibă, dacă își petrec o zi întreagă acolo, să aibă un loc în care să mănânce ceva, să aibă un loc în care să facă o pauză, să se odihnească, să aibă niște toalete. Deci toate lucrurile astea trebuie puse cap la cap și le-am văzut în multe locuri din lume. Da, ăsta-i, acum avem târgul din Negreni în imagini. Și acolo jumătate este destul de insalubru cu tot felul de papuși chinezești și cămăși din Taiwan, dar jumătate este la către artă. Așa e. Eu de acolo mi-am luat toate candelabrele în casă. Cred că asta e plăcerea, să răscolești printre toate lucrurile acolo și să găsești ceva deosebit. Dar ce se întâmplă dacă vine o ploaie cu spume? Păi, ultima dată când am fost, cam așa am pățit. Și am stat acolo cu candelabrul în cap, parcă eu eram becu, așa schel, și bucuros că am pus mâna pe candelabru, dar nerăbdător să ajung acasă. De-aia ar trebui un spațiu amenajat. Am văzut iarăși, poate ar fi fain să ducem discuția noastră mai departe și acea discuție în drum spre mașini, în parcare, hai să vorbim despre urbanismul social, acum luna trecută. Are Fukuyama conceptul ăsta urbanism social. Toată lumea a zis că e o teorie numai. A venit primarul din Medellin, un profesor de matematică, 40 de ani, bludici, tăiați, coadă. Am avut ocazia să-l întâlnesc. Da? Da. Atunci tu trebuie să povestești de chestia asta. Sigur, să-l întâlnesc într-un context al unei conferințe în care, sigur, povestea ce s-a întâmplat acolo. Dar în America de Sud lucrurile sunt mult mai acute decât ne putem noi imagina aici și oamenii de acolo au fost împinși la a fi foarte creativi pentru a inventa moduri de a face, cum să spun eu, suportabile acele periferii imense, acele favelas în care este o întreagă creștere din asta, adunătură, să zicem așa, de locuințe la limita insalubrității. Și în Medellin au încercat un lucru absolut fantastic ca idee, deci de neconceput până atunci, a devenit un fel de model. Efectiv, au înțepat o astfel de favelă cu o telecabină sau o telegondolă, sau cum vrem noi să-i spunem, care la sol avea o proiecție infimă, cât stau niște stâlpi, și în jurul stațiilor au creat niște puncte din astea de apă, sociale, sanitare, locurile de întâlnire sigure, că alea puteau fi organizate. Deci au reușit să mute oamenii, să-i facă să poată să acceadă sau să iasă din magma aia de impronunțabilă de periferie. Acum chiar am văzut... Asta sunt să le vadă și da, am văzut în toamna trecută în Peru, am fost în Lima și Lima are niște periferii de genul ăsta, sigur foarte viu colorate așa în poză, dar de fapt îți imaginezi cam ce condiții sunt acolo. Și lucrurile care se văd și în poza asta, că încep să le facă, sunt de a planta stâlpii pentru iluminatul stradal, lumina e civilizație și atrage apa. Dar alături de ele au început cei de la primărie să construiască străzile principale, invitându-i să se mute, să-și facă casele cum știu ei acolo, dar între acele străzi care de fapt pot să fie așa un fel de germene, de ordine și ca de să vadă lumea, urbanism să civilizat. Aici. Da. Asta este o stradă. Suspendată, cu pilon, cu nepiloni. Dar asta este o stradă. Așa seamănă cu Sinaia pe la noi. Sigur, e foarte multă suferință acolo, dar sunt și oameni care și-au luat viața în mâini. Eu cred că trebuie să ai ceva vână, să te apuci să-ți construiești o casă, să-ți faci o viață acolo. Da, dar a reușit prin ce? Prin redarea demnității sociale, practic, într-un loc considerat a priori deja
insalubru, nesigur, infect, focar, focar de violență, focar de boli, focar de toate astea. Și citeam interviuri, toată presa a căzut pe spate. Presa occidentală. La noi, din păcate, nu se fac asemenea dezbateri. Cum ai reușit tu, primarul blugii rupți, proful de matematică, cum ai reușit să faci din Medellin, care era cel mai nesigur loc de pe pământ, cartierul drogurilor, cel mai sigur loc de pe pământ, la concurență cu Washington. Și eu m-a explicat foarte clar. Dom'le, nimeni nu vrea să se facă, când crește mare, dealer de droguri. Nimeni nu vrea să devină, când crește mare, drogat sau muritor de foame. Oamenii ăștia au fost cumva, nu știu cum să zic, centrifugați de societate. Da, implicați, atrași, lipiți de o idee. Da. Să știi că anul ăsta, la Veneția, la Bienala de Arhitectură, în care în fiecare an există, în fiecare doi ani, în fiecare ediție există câte o personalitate care e curatorul, care dă linia, e un arhitect din Chile, Alejandro Aravena îl cheamă, care tocmai cu asta se ocupă. Deci întreaga omenire se va aduna la vară la Veneția să discute despre, cum spui tu, urbanismul social. Ce a făcut Aravena asta? A făcut un proiect în care pentru familiile fără posibilități a construit doar jumătate de casă. Deci jumătăți de casă, care era un minim finanțabil de statul chilian, nici el un stat foarte bogat, ci cu problemele lui, că tot în America de Sud se întinde, calculând că, de fapt, nucleul ăla pe care l-a pus el la punct acolo și l-a construit foarte organizat, va fi după aia extins de fiecare familie în maniera care am văzut-o, dar totuși rămânând o ordine dată de aceste, așa zise, jumătăți de casă. Chestia asta a fost imediat observată și considerată genială și iată-l acum pe Aravena ridicând o întreagă discuție la Veneția la vară sub genericul raport de cred pe că front. De asta vorbiți. Da. Nu sunt astea, dar sunt asemănătoare. Erau efectiv niște case cu un acoperiș așa în pantă și în care fix numai jumate era construit și jumate era lăsat liber. Ce și fiecare familie își făcea când vroia, cum putea restul. Foarte tare. Aș trece acum la noi, în comparație cu Franța. De ce? Pentru că România încă mai are impresia că e sora mai mică a Franței. O, dacă ai impresia asta, atunci fă ce face sora ta mai mare. Dar la ce mă refer? Am mers la vreo 40 de kilometri din Paris, duminica. Ploua, ce să face, nu vreau să mă duc în Paris, că e aglomerație, fusesem și în Marché Opus, în târgul ăsta de vechituri, hai să merem pe sate. Și am ajuns la Auvers-sur-Oise. Ăsta e un săturg la vreo 30-40 de kilometri, care trăiește din... La noi pare imposibil. Din amintiri? Da. Din amintirea celor două luni în care Van Gogh a locuit acolo prin mila, compasiunea, inteligența doctorului Grașe. Bun. Nu au nicio pictură. Este un castel. Îl vedem acolo. Nu au nicio pictură, să zici că o trebuie să dea 10 de milioane de euro pe nu știu ce impresionist. Dar au făcut un muzeu și o să te rog să-mi dai acel filmuleț. Eu l-am luat de pe Paris Tourism pentru că ei știu mai bine să filmez decât mine. În care simți toată epoca, toată atmosfera lumii impresioniste. Este atât de simplu. Sigur, s-a făcut cu fonduri regionale și fonduri locale. Noi putem face chestiunea asta peste tot în România. Și dăm filmulețul ăla să ne uităm un pic la el de pe Paris Tourism. Și după aia povestim. Și toată zona aia trăiește din ce? Din alea două luni al lui Van Gogh. Te duci lângă biserică, îți arată biserica, ea există în sine și din coace este pictura, o reproducere după pictura lui Van Gogh care a pictat biserica. Deci e o poveste în jurul unei persoane. Care... Își fac din comunități, își reiau poveștile. Asta este. Pune-mi-l, te rog. Uite, nu este ceva spectaculos. Voiaj în timpul impresioniștilor, o călătorie în timp. Și mergi, vezi aici niște caricaturi, care nu sunt originale, și dacă ar fi, nu sunt foarte scumpe, și îți arată tot, într-o oră de plimbat, că atât durează turul ăsta în muzeu,
Intri în atmosfera. Nu numai aia, dar am învățat despre impresionism mai mult decât am învățat în 4 ani de facultate, pentru că atunci frunzăream cărți și picturi al negru. Este pentru copiii noștri, cred că ar fi, nu știu cum să zic, lecție deschisă. Absolut. Și văd că sunt intercalate tehnologii de astea digitale, suportul sau ajutorul... Care e foarte ieftin. ...discret al tehnologiei. Aici da? Stai și te uiți la un spectacol, mă rog, cela cu diafilme sau, mă rog, filmat vechi. Aici e garacică, temperatura scade brusc la 10 grade și intră într-un vagon de epocă în care pe geam ce vede... vede o grămadă de picturi impresioniste și se plimbă, practic, prin picturile alea, care există și care s-au făcut după realități, după sate din jur. Este foarte ușor de făcut. Se spune despre turism că, de fapt, constă în experiențe. Nu? Și asta, experiență, e un concentrat de experiență care, până la urmă, în lumea actuală, e foarte atractiv, nu? Să vezi într-un timp scurt așa de multă densitate de eveniment sau de semne sau de informații și să pleci plin de reușita pe care ai putut să o concentrezi în câteva minute sau ore puține. Ce am văzut aici... Este o știință de a condensa lucrurile, cred. Și asta e făcută de arhitecți împreună cu consultanți, cum le-am zice noi, culturali. Oameni care au zis, uite, ne-ar plăcea să reînviem epoca, nu știm, că nu suntem specialiști, și au venit arhitecții. Dom'le, stai că vă învățăm noi. Uite ce încercăm să facem anul ăsta. Zilele trecute s-a lansat, luni, la București, un concurs de arhitectură la care lucrăm din 2012. Tot încercăm să-l punem cap la cap cu Ministerul Culturii, cu ministerele, că s-au succedat mai multe. Și acum, în sfârșit, am reușit și cu Uniunea Internațională a Arhitecților. E Muzeul de Istorie Națională a României. Ăla vechi, de pe Calea Victoriei, de vis-a-vis de Palatul Cec, care e în Palatul Poștelor, că clădirea respectivă a fost făcută la sfârșitul secolului XIX ca Palat al Poștelor, deci o mare bancă, poșta era o bancă, pieptoasă, să zic așa, și care, datorită problemelor clădirii și trecerii timpului, că istoria României era prezentată acolo într-o manieră din anii 70 total îndepărtată de ce am văzut noi acum și neatractivă, și care, de fapt, funcționa într-un cilindru. Adică erau câteva spații în tezauri de desubt, un pic în lapidariu din curte și restul tot era închis și am văzut împreună cu directorul de acolo istoria României în cutii de pantofi, să zic așa. Cum e și la Cluj? O tragedie. Și în sfârșit acum s-a lansat acest concurs internațional la care sper să vină cei mai buni dintre cei mai buni, de oriunde ori fi ei pitiți în lumea asta, cu o soluție nu numai pentru clădire, pentru consolidarea ei și extinderea ei prin poduri, prin curte, pe unde se mai pot face spații, dar pentru tehnica de expunere a istoriei României, care ar trebui să fie tot așa extrem de concentrată, care să creeze experiențe, nu? Să vizitezi un muzeu și să nu vezi informații, să simți stări din vremurile respective și de la oamenii aceia. Și am mari speranțe pentru treaba asta. Practic să ieși din zona de conflict, pentru că noi avem acum o nebunie. Noi nu ne știm istoria, dar o scoatem din manuale. Și din manuale, din ore, din cursuri, de peste tot. Ori, dacă rămâi la o oră de istorie pe săptămână, în toată Europa are minim două, ai un sentiment, o șchiopăială de aia identitară, pentru că și e destul de greu lucra la mentalitate. Pe de o parte, trebuie să activezi acel senzor prin care tu, comunitate, să vrei istorie, pe de altă parte trebuie să activezi o grămadă de energie prin care istoria să nu mai fie suma bătăliilor purtate de tovarășul domnitor, suma decapitărilor și nu știu ce făcute de lăpușneală. În care ai noștri au avut totdeauna dreptate. Da. Nu? Tu trebuie să faci suma poveștilor care au trecut prin țara asta și care sunt poveștile mari, sunt poveștile mai mici, sunt poveștile locale de la țară, sunt poveștile din istoria recentă, care iar e foarte importantă, chiar dacă nu s-a digerat complet. Și nu o putem pune încă în carte, dar poveștile există și dacă nu avem grijă de ele, se epuizează până le vine rândul. Da, numai că dacă nu există un context, aici ministerul ar trebui să se împrietenească un pic cu țăranii. Am văzut la Mera, Muzeul Bivolului,
cum mergi către, dacă iei de la Beiuș, către, dar nu mergi către Oradea, ci o iei așa către Peștera Ursilor, vezi acolo Muzeul Proverbelor. Uh-huh. În Bucovina, în Moldova, o mulțime de oameni își fac propriile lor muzee din ce au găsit la bunici în cufăr. Uh-huh. Inclusiv casele făcute și cât de cât. Ori dacă exista un program național, regional, nu putem vorbi că n-avem de ele, dar măcar să îi stimulezi pe oamenii. Cum? Nu mai plătești impozit pe casa aia dacă ți-ai făcut un muzeu. Hai să încercăm cumva să, nu pentru bani, asta ci să-i dai sentimentul, foarte fain. Da, sentimentul că el contează pentru că a făcut ceva în plus față de ce a cerut fișa postului de cetățean. Am văzut acum, punem te rog fotografia castelul din Auvers-sur-Oise și castelul din Zau de Câmpie. Eu din Zau. Și am o treabă cu chestia asta. Castelul din Zau arată de 1000 de ori mai bine decât castelul din Auvers. Dacă îl vezi printre gene, așa, dacă ți-l imaginezi. Nu, că imediat ți-l arăt. Este castelul calendar. A fost castelul ambasadorului. Uite, ăla. Pe asta zic, dacă vezi dincolo de tencoiala căzută și de... Dar culmea știi care e? De 3 ani și ceva așteaptă un răspuns de la Ministerul Culturii. Dom'le, ce să fac cu el? Și Ministerul n-are unul care să răspundă la telefon. Ori, o asemenea bijuterie, cum e castelul de la Zau, ar putea fi băgată într-un circuit, nu știu, educativ, turistic, cultural. Al cui e? Acum aparține de direcția copilului din Mureș. Deci o instituție a statului, da. Care... Da. Instituția statului, nu mai există orfelinate, dar există direcția copilului. Direcția copilului, dacă, sau protecția copilului, ce-o fi aia, dacă o trece tare, în centru nu poate să meargă la un WC public, că n-are fonduri. Da. Ori, eu aștept de la cine? Au venit niște fundații olandeze, l-au refăcut acum vreo 15 ani, acum este iarăși într-o stare aiurea. Oricum, starea în care se află este ok față de ce avem noi în țară. Ori, pune tată o chestie pe toată zona Câmpiei Mureșului, adu-i aici și expui ce? Nu știu, vă dau eu păretare de 150 de ani de acasă, vă mai dau un pieptar că l-am căpătat asta acum. Asta trebuie să radieze în toată zona. Asta e. Toată zona, că e o cultură, e un condensat tot așa de cultură și de istorie din toată zona aia, între Cluj și Mureș, nu? Care mă gândesc că, nu că mă gândesc, că știu că și a mei sunt tot de prin Cluj și Mureș, Frata, Zau și așa mai departe. 6 km peste deal de mine, da? Da. Așa că știu despre ce vorbești. Asta e formidabil, e un romantism absolut savuros. Numai casele trebuie să aibă viață. Dacă asta nu se întâmplă nimic în ele, și numai te chinui să supraviețuiești, cum îmi imaginez că făceau cei cu orfelinatul fără fonduri și în condiții care nu se potrivesc probabil pentru ce aveai de făcut acolo, vine ruina. Păi de asta mi-e frică, pentru că eu cred că toată lumea așteaptă, hai să se dărâme odată. A fost al ambasadorului Imperiului Austro-Ungar la Moscova. Are o poveste senzațională, trebuia să se mărite, să se însoare cu fica țarului. Poveștile care sunt deja comune prin România, am înțeles, camiorița, da. Îți fac drumul cu monedă, da, pune un cant, păi n-am atâta bani, mă mai însor cu tine. Ok. Da, frumos. Povestea este foarte faină. Foarte faină. Ori să faci aici un centru intercultural în care să aduci efectiv și să faci bienala arhitecților care au la ce să raporteze. Inclusiv peisagistica este senzațională, mai faină decât aia din Paris. Și noi stăm, pe mapucă groază. Știi, apropo de treaba asta, mi-aduc aminte o expoziție din anii 90, în care erau fotografiate o grămadă de castele, mai ales din Transilvania. Sigur, în restul țării sunt conace, case boierești, frumoase și ele. Foarte frumoase, da. Și multe din astea au fost în vremea comuniștilor, IAS-uri, GAS-uri, CAP-urile astea, birourile și gospodăriile agricole. Și știi care e culmea? Că s-au ținut mai bine, chit că era stupid să faci într-un castel sediu gospodăriei, să ții tractoarele și combinele în curte. Dar în momentul în care acolo totuși era viață, erau niște oameni, aveau treaba lor, care o fi fost. Mai punea o zugrăveală. Mai punea o zugrăveală, a mai găurit un perete, a tras un calorifer, a mai făcut o prostie relativ la condiția monumentului, dar nu ireversibilă. După ce au plecat și n-a mai fost viață în chestiile alea, au început să se... S-au dus. Să se ducă. Și exemplul cel mai concludent este castelul din Carei. 60 ceva de mii de euro fonduri europene și arată de... Ai impresia... Uite, castelul din Carei refăcut. Da, e proaspăt. Adus la viață, cu oameni în viață și care înțeleg viața extrem de bine pe lângă castel și s-a făcut o minune.
Ori dacă 600.000 de euro costă să refaci un castel... E nimica față de ce capeți după aceea. Față de ce capeți și de față de legătura identitară. Pentru că noi nu luăm în seamă că generațiile care vin nu o să moștenească nimic de la noi. Nu pentru că n-ar vrea. Și pentru că nu mai avem ce să le dăm. Văzut și l-am trecut pe agenda acum. Este o nebunie. Este o nebunie. Am trecut, plecam la Viena și am trecut pe lângă el în carei și copiii, stai! Cât erau ei de nerăbdători să ajungă la târgul de la Viena, tata, stai, era benserate, luminat frumos. Ce asta, tata? Unde am trecut? Suntem tot în România. Păi cum? Avem așa ceva? Ok, hai să-l vedeți. Deci ei sunt generația care va cere de la noi ceva. Și noi vom spune, dragă, ți-am cumpărat iPhone. Dă-te pe Google. Da. O să se dea cu iPhone-ul prin castel. Că... Printre și cu ruine. Și cu astea poți discuta dacă... Dacă le organizezi. Nu, foarte... Sunt câteva exemple, într-adevăr. Numai că trebuie să trecem de această separare între ideea că pentru o casă ai nevoie doar de banii ca să o restaurezi. Nu. Ai nevoie de idee și de povestea care să o țină în viață după aia. Care să atragă oamenii, care să-i facă să o folosească. Și cred că o astfel de casă formidabilă nu trebuie dată cuiva care să uite de el acolo. Și trebuie să fie cât mai deschisă. Se întâmple cât mai multe lucruri. Cum e în Franța, cum e în Anglia, familia care a moștenit castelul stă într-o aripă și restul este deschis. Asta e o poveste extraordinară. Acolo e o formă de trecere treptată pe durata, poate, a vieții unor oameni din proprietatea privată, a unor familii care nu mai pot suporta să plătească impozitele și să întrețină clădirile, dar totuși sunt ale lor și trăiesc acolo cât vor ei. Și faptul că acest National Trust, cum se cheamă, le deschide turiștilor și membrilor acestei organizații care sunt oamenii iubitori de patrimoniu din Marea Britanie. Și nunți ale marilor vedete. Da, da, fără îndoială. Și care finanțează, care le țin în viață, deci, practic, poți să mergi să vizitezi colecția de artă a familiei respective, care există fără îndoială peste tot, spațiile cele mai importante, poate chiar să te întâlnești dacă ei vor cu oamenii care sunt urmașii de acolo, poate mai primești o poveste. Da. Luăm un pic de pauză și după a povestim, pentru că la noi, dacă mi-ar spune cineva că, dom'le, ca să revitalizez toată istoria asta din România, ar trebui să merg până pe Marte și înapoi, aș zice, băi, greu. Dar când știu că, eu cred că prețul a o sutime din panseluțele plantate aiurea în țara asta ar ajunge pentru 5, 6, 10 castele reînviate, atunci te apucă disperare. Păi, chiar atâta de jos am mers încât să nu înțelegem? Lumea spune sustenabilitate la a investi deștept, să zic așa, a investi bine, care creează niște efecte care se întorc. Nu? Panseluțele de care spui tu sunt efemeride. Da. Luăm un pic de pauză și ne întoarcem, tovarăș. Am revenit și vă arăt un conac din Oltenia. Un conac, îmi pare foarte bine că are toate fazele, o să-l vedeți. Pune-l mare pe ecran să-l vadă toată lumea, poate chiar și miniștrii să-l vadă. Conacul Hagiescu, în anii 80, arăta așa cum îl vedeți acolo. În 2013 deja era bruftuluit și în 2014, la revedere, ce bine ne pare că am scăpat de încă. Culmea, Hagiescu a cumpărat acest conac în starea din 2014, l-a refăcut impecabil. Și acolo a pus colecția lui de artă rurală, cumpărată de la țărani din Oltenia. Prin testament l-a lăsat comunității locale să ducă mai departe tezaurul ăsta extraordinar. Autoritățile, acum, pe timpul comuniștilor, ăștia nu le puteai cere foarte mult, că erau tâmpiți prin ideologie și prin... Dar le plăceau casele astea. Le plăceau, că se mutau primii secretari. Da. Iar în democrație le-am făcut praf. Exact ce zici tu. Bă, când era sediul CAP-ului, mai dădea careva cu trafaletul sau cu meseleul. Acum e democrație, radem tot. Pentru că nu ne interesează. Nu avem educație, nu ne interesează să fim educați. La fel, dăm casa din Mihăileni a lui George Enescu. Și aia, o bijuterie prin povestea. Asta e din București, nu?
Asta da, e din București. E în București, da. Și e asta, muzeu, da. Deci... da la un chir, dar nu se poate... Asta e azi din Mihai Ileni. Așa a fost, că acum e cu totul altfel. Nu știu dacă ai, nu știu. Ai fotografiile. Sper că e mai bine. Deci, mult mai bine. Deci asta e o poveste pe care o știu îndeaproape, pentru că colegul și prietenul meu, Șerban... Voluntarii mi se pare Șerban că au făcut-o. Sturza, cu o echipă de voluntari, au descoperit-o și au pus mâna. Este, de fapt, casa mamei lui George Enescu, în care el a copilărit și care stătea să cadă într-un sat din Botoșani, de pe granița cu Ucraina. Un sat care a fost un târg interesant, un loc de întâlnire a multora din zona respectivă și care ei, împreună cu niște artiști deosebiți, care au cântat să strângă fonduri, care au donat, care au reușit să atragă din lumea lor de oameni cu sensibilitate, resurse, și la ora actuală acoperișul e refăcut, casa a fost dezbrăcată de paianta asta, de chirpiciu respectiv, și a fost, cum se spune, sau se spunea pe vremuri la țară, a fost unsă, adică cu lutul acela amestecat cu paie și cu o clacă de două zile, și s-a făcut un film pe care l-am văzut, deci povestesc din amintirile astea. Am dat și eu și poate găsesc și din regiunea. S-a refăcut această casă care e, acum e sănătoasă. Ai, și bine. Cărea îi se caută o noimă. Adică ce să povestea. Se întâmple acolo. E povestea. Povestea e în ea, dar trebuie o poveste nouă. Adică trebuie să atragi... Chiar povestea voluntarilor. Da. Povestea voluntarilor care s-au pus de-a curmezișul ignoranței statului și au reușit să facă o chestiune senzațională. Dar ai povestea și a lui Enescu. Hai să ne gândim. Noi n-am prea fost interesați, din păcate, ca și comunitatea națională, de povestea marilor oameni. Am crezut că dacă o scris sau au făcut o simfonie cu asta basta. Dar când te gândești că omul ăla a murit sărac în Paris, atât de sărac, nehunin, îi ducea din când în când mâncare, atât de sărac și atât de celebru încât patronul hotelului din Paris a refuzat să ia chiria pe ultima lună. Mm-hmm. Dom'le, dar am auzit ce ai compus, eu nu pot să iau bani de la dumneata. Mm-hmm. Și noi lăsăm totul așa. Lângă București, adică la București, la un kilometru de Ateneul Român sau un kilometru jumate, este casa lui Enescu. Și aia stă să se dărâme. Nu asta, nu muzeul ăsta, că stai cu fița. Dăm partea alaltă, pe care n-ai voie să intri, că sunt tot felul de schele. Ori, nu se trebuie foarte mulți bani. Se trebuie doar o viziune de ansamblu asupra propriei culturi. Dom'le, asta e cultura din țara mea, ce vreau să fac cu ea? O las să dărâme? Îi dau jos tencuiala, bag calorifere, vorba ta, sau fac sediu de CAP? Sau încerc să revitalizez poveste? Și din poveste, uite, faci povestea României. Și atunci povestea României nu va mai fi cu aia care sunt hackerii vânați de NATO, mm-hmm, de NASA, de nu știu care. Nu va mai fi povestea alora care smulg bacomatele cu tractorul sau a alora care le se aloc român. Mm-hmm. O să fie povestea de succes a unei culturi necunoscute până atunci sau prea puțin cunoscute și dintr-o dată ești, wow, ce se întâmplă cu Lituania, cu Estonia, cu țările baltice acum? Mergi acolo și bijuterie. În Polonia, în prim laștinelele cu 4.000 de lacuri, te duci și rămâi fără respirație. Este de 10 ori mai fain decât tot ce are Occidentul. De ce? Că fiecare a zis, ok, acum dau cu meseleul, acum pun un pic, au venit statul și a zis, ok, hai să te încurajez cumva, hai să-ți fac un drum până acolo, să fie un pic de canalizare, că totuși nu poți să meni în fundul curții. Este o senzațională poveste de succes. Numai noi suntem... Apropo de treaba asta, știi ce înseamnă asta? La porțile Orientului. O colaborare inevitabilă, ca să ajungi la așa ceva, între ce înseamnă, sau numim noi, public și privat. Da. E, acum e o barieră, e o falie. În legile românești, banul public nu poate să meargă în proprietatea privată. Că e în avantajul cuiva. Atâta putem noi acum. De atâta fapt, știm noi, ne duce atâta capul. Știm noi. Și împărțim, tăiem lumea în ce aparține statului, care e o firmă, și ei lați care sunt altă firmă, dar ne datorează impozite, ca să trăiască firma asta. Sigur că ridiculizez un pic, dar e mult adevăr în treaba asta. Și oamenii ăștia care au reușit, cum spunea, în Polonia, care și mie îmi place de mor, adică mă duc tot mai des în ultima vreme și descoper lucruri și pesate, bine făcute, absolut remarcabile. Și sunt mai proaspete decât cele din Occident, din Germania, din Franța, de nu știu unde, care și le-au refăcut mai de mult un pic. S-au mai prăfuit. Ăștia sunt proaspeți, gândirea e mai actuală, sunt mult mai spectaculoase.
Și s-au propus și schimbări de lege, dar încă n-au venit. Tocmai ca să permită să depășim caragioslicul ăsta. Nu poți repara Palatul Banfi, care este bijuteria Clujului. Nu este palat mai frumos în orașul ăsta și probabil pe rază de nu știu cât. Palat urban, fără îndoială, că sunt și palatele astea de la țară care au alt farmec, de la Bonțida încolo și așa mai departe. Deci nu poți să bagi un leu în el, nu poți să schimbi un burlan, pentru că este un proces. Este un proces de retrocedare care nu s-a finalizat, nu se știa cui devine în final și legea zice cei în litigiu așteaptă. Dar tu poți negocia. Așteaptă 10 ani. Așteaptă. Sigur că da. Deci e total inflexibilă abordarea. Și până la urmă, dacă să zicem că va fi a cuiva privat. Ce dacă? Patrimoniul tot ăla. Omul ăla ce va face cu el? Va locui în el? Nu. Tot muzeu va face. Sau va încerca, dacă e deștept normal și sper să fie oricine intră în posesia unei astfel de bijuterii, să o deschidă publicului, pentru că aia e valoarea unei astfel de construcții. Da, dar nu știm, nu știu, nu avem impresia că legile sunt făcute de niște marțieni și trebuie să mai așteptăm încă 100 de ani să vină nava de pe Marte cu setul de legi. Legile alea sunt făcute de niște oameni pe care trebuie să iei și dacă înțeleg din prima, trebuie să înțeleagă, dacă nu, bați cu capul de pereți și spui, bă, băiatule, dacă ăsta se dărâmă, nu se mai reface veci. Nu mai vorbiți că, de ce zic francezii Sioran, nu mai vorbiți că de ce zice lumea Brancusi, mai ziceți că Ionesco în loc de Ionescu. Pentru că, într-un fel sau altul, noi am alungat din cultura română. Noi am alungat din urbanitatea propriei noastre europenități. Că așa, la țară poți să fii european oricând. Ai plecat la Buda din fundul curții și zici, domnule, eu sunt Uniunea Europeană. Nu, dar Uniunea Europeană presupune o anumită urbanitate în cultură. Un anumit ștaif. Da, fără îndoială. Ori. O știință de a te bucura de ce ești tu, de fapt. Cred. Deci acolo, nu știu, cel puțin asta e impresia mea. Și o astfel de știință îți dă și un confort. Adică nu mai ești nervos toată ziua că, vorba ta, drumul e plin de gropi, e pavat cu gropi, ca să zic așa, și că nu duce nicăieri. Deci ai această rezervă de consistență care îți vine din urmă, care nu te poate face decât să te simți confortabil. Sau mândru, cum zicem noi. Aici, mândru. Da? Mândru în cel mai bun sens. În sensul că ai ceva. Am văzut, este experiența asta pe care o au o mulțime de orașe în România, noaptea muzeelor. Da, da. Păi noaptea muzeelor este plină la 2 dimineața, nu de părinți care vin nu știu cum, ci de părinți trași de copiii de 5, 6, 10, 11 ani, hai du-mă la noaptea muzeelor. Pentru ei este un revelion cultural. Eu știu filmul, m-a dus de la dinozauri până la picturile din Banfi, de la geologie până la ouăle de acolo, de găsite nu știu ce ouă de dinozaur, de dincoace, din centru. Asta e tot un model care a fost bine preluat. Sunt și altele care ar putea să vină pe lângă. Asta e un model foarte bine preluat. Dacă stau să mă gândesc la o grămadă de muzee pe care le-am văzut prin lume, erau pline de copii. Dar nu numai în mod excepțional, când s-au deschis fără... Oricum cred că nu plăteau nimica, pentru că mai ales în Marea Britanie, spre exemplu, muzeele naționale sunt gratuite. Iar celelalte sunt cu donație. Cât te lasă obrazul să plătești la intrare. Din Paris. Exact. Deci erau pline de copii care își făceau lecțiile acolo. Lecția de istorie, lecția de biologie, lecția de geografie, lecția de științele naturii, lecția de artă, cultură și civilizație. Unde altundeva decât în cel mai fain muzeu din oraș. Cred că ne lipsește acea parte din creier care ar trebui să evalueze situația la un moment dat. Noi nu avem. Pe de o parte ne este... Ba, aici te-aș contrazice. Zici, nu cred Doamne ajută să n-am dreptate. Nu cred asta. Eu cred că există o anumită reținere, nu știu cum să-i spun ca fenomen, că se pricep alții mai bine. Dar eu am auzit de foarte multe ori când vorbeam despre un model care funcționează, un fel de rezervă a noastră, a românilor, a celor care lucrează pentru diverse instituții, care spuneau, bă, la noi e altfel. La noi nu se poate că e altfel. Aveau dreptate și n-aveau dreptate. Adică este altfel până nu facem să ne debarasăm de acest altfel, până nu creăm condițiile. Atât de altfel este până avem curajul să schimbăm lucrurile și pentru asta trebuie discutat
între oameni. Deci dacă te uiți la... N-am lucrat niciodată pentru instituțiile statului sau pentru administrație, dar m-am ciocnit de ele absolut peste tot. Ei, când am văzut cât de separate sunt, cât de clar e delimitată moșia unei instituții față de cealaltă și cât de puțin reușesc să colaboreze între ele și trag într-un fel de o chiftea care n-ajunge fără îndoială și de fapt asta înseamnă guvernul. O entitate care împarte prea puțin între prea mulți. Cât nu depășim treaba asta, nu o să putem progresa. Și de fapt împărțeala asta ar trebui făcută cu ceilalți, de care spuneam înainte, cu zona privată, care trebuie stimulată, nu numai taxată. Care trebuie luată în seamă, care trebuie luată în seamă foarte serios, pentru că nu este altă soluție. Adică se spune peste tot că corporațiile sau firmele sau zona privată devine mai puternică decât statele. La propriu. Ai foarte bine. La propriu, pentru că banii sunt mai mulți acolo, pentru că, uite, în construcții, de exemplu, și nu numai în România, cam peste tot, investițiile de stat nu trec niciodată de 8-9% din ce înseamnă industria construcțiilor. Deci tot ce discutăm noi aici e restaurare, investiție, uneori scumpă pentru că casele astea sofisticate, nu poți aștepta banii de la stat. Așa o să reușim să refacem un castel două pe cincinal, da, și nu terminăm niciodată. Dar vezi, nici nu sunt în stare să se uite și la istoria recentă. Uite, dă-mi, te rog, Clujul din anii 70, bulevardul după asta. Asta nu e din anii 70, asta cred acum, că e de luna trecută. Și cred că e un bun prilej de a povesti despre el. Da, da. Uite, asta e o poveste în care... care merită discutată, s-au ciocnit aici două acțiuni, să zicem. Cea a autorității locale care a zis, măi, e periculoasă casa, le dăm jos, că poate să scadă în cap și să mori. Și cea a Ministerului Culturii care a spus, stați un pic, că aveți niște instrucțiuni. Chestia asta nu se poate face oricum la un monument. Un monument nu se demolează, se demontează cu grijă, se pune deoparte frumos, se iau toate măsurile să nu se piardă informația și, la un moment dat, se depozitează, da, le iau de acolo după aia și le pun la loc. Adică contează și informația originală și materia originală. Asta e restaurarea. Și toate lucrurile astea trebuie făcute cu specialiști, cu supraveghere și cu tot ce trebuie. Ce-am constatat? Ce-am constatat noi? Am constatat că ne-am dat seama în ultima secundă, deși casa aia s-a stricat în 20-30 de ani. Un pic, puțin câte puțin, și ea n-a ajuns așa de vineri până lunea următoare. Deci asta spune foarte mult și asta e un subiect care nu s-a discutat. Cum de a ajuns în halul ăsta, fără să iei măsuri? Doi, unde specialiști? Păi nu sunt. Sau au fost chemați? Păi este unul săracul care cred că a stat mai mult pe stradă decât... în patul lui, în toate zilele respective, dar e clar că nu poți să acoperi, că nu există resursa umană angajată într-un oraș în care nu e numai o casă de patrimoniu. Sunt foarte multe. Tot centrul de patrimoniu. Toate se strică. Deci problema, de fapt, nu era cum rezolvăm cu pompierii și cu ranga ca o bucată de tencuială sau un ornament să fie înlăturat pentru că poate să cadă. Că, nu, uite, păsările alea care aveau cuib acolo, nenorocitele de păsări, au stricat casa. Nu, n-au stricat. Problema este cum s-a ajuns aici. Ce s-a întâmplat în ultimii 20-25 de ani? Nimic. Adică asta arată de fapt că există o lipsă foarte mare, tot în lege și în aplicarea ei, de instrumente care să prevadă treaba asta. Scrie foarte clar că acum am luat legile la mână și am văzut foarte clar că responsabilitatea, dacă se întâmplă ceva, e a proprietarului imobilului, indiferent cine e el, sau sunt mai mulți, sau e unul singur, sau e statul. Ca la țurțuri. Absolut, da, e a proprietarului. Bun. Amenzi și notificări și sancțiuni există, dar ele nu repară casa. Deci numai presându-l pe cineva și spunându-i că trebuie să iau niște măsuri, nu rezolvi problema pentru că este foarte scump. Și atunci ce lipsește de fapt? Lipsește un instrument care ar trebui să fie pentru construcții ca asigurarea pentru mașini.
Adică să fie un produs de asigurare, după părerea mea, și din câte m-am uitat prin lume, există lucruri similare, care te face să faci economii din momentul în care casa e bună. Tu pui bani deoparte, adică cotizezi undeva la o primă de asigurare. RCA-ul. Exact. Pentru casă. Și în momentul în care vine vremea și îți spune primăria, atenție, e cazul să o, te notific, e cazul să o repar, tu ai rezerva făcută acolo. Cum în Germania, de exemplu. Exact. Deci asta lipsește. Și asta e discuția care cred că trebuie să ne preocupe, nu numai spectaculosul că s-a rupt, a căzut, a rănit sau a lovit. Dar totuși, tu ești președintele Ordinului Arhitecților din România. Presupun că ai contacte cu foarte multe ministere, cu foarte mulți primari, cu foarte mulți miniștri. Când le spui chestiile astea atât de simple, ei înțeleg ceva? Mai aici trebuie să spun, fără niciun fel de partipri, că avem cea mai bună relație cu Ministerul Culturii de acum, din toate timpurile. Și că discuția e deschisă. Deci, de data asta, e foarte multă receptivitate acolo. Bun. Au viteza de reacție necesară să schimbe rapid niște legi prin care se pună la punct? Mai au început. Să vedem dacă... Că nici graba nu e cea mai bună. Dar am avut mai multe întâlniri și ei sunt perfect conștienți că au un interval de timp limitat până la toamnă, se zice, a acestui guvern și și-au propus niște obiective care încap în timpul ăsta. Deci am foarte mari speranțe, evident nu de la tot guvernul și nu de la toate ministerele, că alții deja cred că și-au dat, din punctul meu de vedere, cu stângul în dreptul. Dar am sentimentul că la cultură se întâmplă ca niciodată lucrurile cu o viteză bună. A, e bine. Mă uit, mai am aici Clujul din anii 70, înecat în verdeață. Eu nu mi-am dat seama de ce înseamnă verdeața. E adevărat, până n-am mers dincolo, ăsta e Bulevardul Eroilor, care astăzi este făcut ras, nu mai vezi o floricică. Cum apare o floricică, cum vin șase cu pușca după ea și puf, una în petală. Îl iubește, nu-l iubește. Bun, aici sunt două lucruri pe care le-aș comenta. Fără îndoială, vegetația are un rol în oraș și are un rol mai mare acum decât îl avea în anii 70, când există mult mai multe mașini și aerul trebuie filtrat altfel și când încălzirea asta globală de fapt creează efecte mult mai neplăcute în zonele betonate, sigilate, care nu respiră. Și tot de echilibrul ăsta s-a stricat. Acum aici este o problemă. Cum lucrez cu copacii, cu vegetația? Aștia au și ei o viață. Le trebuie 20-30 de ani să ajungă la maturitate după ce ai pus un puiet sfrijit acolo. Trebuie să te gândești foarte mult cum îi înlocuiești. Dacă îi înlocuiești pe toți deodată, cum s-a întâmplat aici, trebuie să aștepți. Aștepți generația următoare, de fapt, ca să se maturizeze. Pe Eroilor s-a făcut o greșeală enormă. Când s-au plantat, cred că era 2008, dacă nu mă înșel, nu? Parcă prin 2008 s-a refăcut și s-au plantat copacii mai fragezi, mai tineri și nerespectând condițiile pe care le-au dat peisagiștii. Am pierdut 5-6 ani cu chestia asta. Pentru că nu s-au prins, pentru că la rădăcină nu aveau contactul cu solul și erau aruncate din timpul șantierului tot felul de lucruri care... Molozuri. Exact. Le-au făcut rău și după 5-6 ani de zile s-a prins lumea că i-au murit de fapt și trebuie înlocuiți. Acum au pus unii mai zdrave, dar am pierdut 6 ani de zile. Am pierdut 6 ani și am din pierdut... maturizarea necesară. Și am pierdut sentimentul, așa arată acum, da. Ok, seamănă. Bună, toți copăcei ăștia au șansa de a ajunge cum erau cei dinainte. Și în momentul în care lucrul ăsta se va întâmpla, eroilor va arăta cu totul altfel. Dar suferim și timpul trece. Da. Există în Paris, eu am făcut o poză, auzi colegii că e proastă, și atunci am luat de pinte. Eu nu-s mare pozaș. Da. Și am văzut cât de... Toată lumea are impresia că în Occident asta recortează betonul. Asta e un muzeu. Da, este un muzeu. E un muzeu făcut de un arhitect foarte cunoscut, Jean Nouvel, se cheamă, în apropiere de Tour Eiffel, dar e chiar pe cheiul SNE, aici, în spatele tău, după ce ai poza, da, și e după aia ambasada. Exact.
Deci muzeul de pe Quai de Branly, în care Nouvel, de fapt, s-a jucat cu vegetația asta pe fațadă, foarte manifest. Deci el a transmis un semnal atunci. Și a devenit un obiectiv turistic? Absolut. În sine? Absolut. Ziceau toți că, domnule, păi noi, că ce natură. Nu avem natură. În orașe noi am alungat natura. Dacă merg pe... Parcă au vrut, când treci pe marile bulevarde, să se vadă fațadele și firmele luminoase. Ori dacă mă duc pe Champs-Élysées, eu nu văd nimic. Pentru că totul e înnecat. Și Champs-Élysées-ul lor, în care nu e așa, e subiect de filme, totul e înnecat în verdeață. Parcă ne este jenă că avem natură. Da, știi ce trebuie aici? Echilibru. Echilibru, bună măsură. Viziune. Viziune. De fapt, în Cluj, acum, apropo de plan urbanistic general ăsta nou, care e foarte frecat acum în discuții. Nu, orașul crește, se dezvoltă pe terenuri private, 100% private. E bine ca oamenii să-și facă, ca să-și facă locuri de, loturi de casă și așa mai departe, au nevoie de străzi. Alea nu pot fi private. Corect. Țin de oraș. Ca să se facă străzile, trebuie să dai din curtea ta. Trebuie să dai ăla de vis-a-vis din curtea lui. Cât? Păi ce au făcut 20 de ani? Au dat foarte puțin. Cât mai puțin? Cât să încapă o mașină sau două, dacă așa, de trotuare a uitat. Sau au făcut un trotuar de niciun metru pe care dacă ai mai pus și stâlpul de lumină, e clar că nu mai încapi nici dacă sugi burta. Și după urlă că nu vine salvarea, nu vine pompierul. Toate problemele astea. Și acum am pugul nou. Oamenii au zis așa, măi, cum trebuie să arate străzile din Cluj? Mai largi. Trebuie să încapă și un copac pe o parte, și un copac pe alta, și o bandă de biciclete, și o fâșie de parcări. Pentru că până acum era doar la minimum cât trebuia pentru mașini. Gard în gard. Da. Toată lumea e revoltată. Cum să dau eu de la mine, din parcela mea, nu știu, un metru, doi, trei, mai mult decât au dat aia înainte cu 10 ani? Asta e problema. Aici se ceartă oamenii. Toate se ceartă bine, pentru că, Doamne ferește, să ai nevoie de o salvare, să nu poate intra cu o parcat vecinul. Dar sau nu-i numai în cazul și urgența. E vorba de faptul că tu treci pe acolo zi de zi. Poate vine salvarea numai peste 20 de ani. Că nu-i nevoie. Da, dar zi de zi, în fiecare zi te întâlnești cu strada ta. Cum vrei să arate ea? Cum vrei să arate ea? În beton din gard în gard sau înnecat în vegetație să spice bine? Adică e vorba de o trecere de la individualismul ăsta, mă rog, a persoanelor, la colectivitate. La a gândi orașul pentru toți. Comunitate. Exact. Și al gândi sustenabil, adică el a fi bun și după ce a trecut vremea mea. Mai avem un minut, poate ok de spus că nu, poate principala cauză pentru care lucrurile arată așa e faptul că am uitat să ne plimbăm. Noi nu ne mai plimbăm cu copiii prin oraș. Noi mergem că avem treabă. Să-ți cumpăr tricou, să-ți cumpăr pijama, să te iau de la școală, să hai că m-o trimis măta după pită, hai cu mine. Deci nu avem sentimentul ăsta plăcut al asimilării de către oraș și asimilării orașului. Așa o congruență. Da, da. Eu o roată din țată, orașul altă din roată din țată și fiecare se bucură de fiecare. Nu avem sentimentul cultural al orașului, al poate de la individualismul ăsta sălbatic. Da, eu aș spune altfel. Deci orașul ca sumă de destinații și nu ca parcurs între ele. Da. Nu? Da. Și dacă l-am percepe ca atare, atunci în mintea noastră n-ar mai fi numai acasă, la serviciu, la școală, la mall și câteodată la spital. Doamne ferește. Mulțumesc tare mult că măcar acum mi-a explicat, n-a zice furie, năcăjala aia când știi că te duci în Occident și îți râd ochii și când te întorci în țară faci un 38,2 febră, nu de că e mai fain acolo, cât de mai fain ar putea fi aici dacă un picuț, uite cât e punctulețul ăsta de pix, ar fi câțiva cu bună credință, acolo unde se pun ștampilele și se semnează documente. Trebuie să lucrăm împreună. Asta e. Păi noi vrem să lucrăm împreună, dar ăștia fug. Știi cum este? Deocamdată am învățat unii să observe, să-i critique pe alții și ai lasă să se apere spunând că nici vorbă. Dar trebuie să treacă și treaba asta. Trebuie să treacă. Exact aia care se ceartă acum trebuie să lucreze împreună. Eu vreau să treacă sentimentul ăla de banc. Știi cum era înainte când mai veneau pe aici? Primeau sfaturi. Mă, dacă mergi în Ardeal, de două lucruri să te ferești. De răceală și de muncă. Mersi tare mult. Cu tovarăș, v-am pupat. Domnii să trăiți. Haideți pe aici.